Potrivit unei raportări făcute de Direcția de Sănătate Publică Neamț către Direcția de Asistență Medicală și Politici Publice a Ministerului Sănătății, medicii de familie de la cele 19 centre de permanență din județul nostru au avut în luna septembrie peste 8.000 de pacienți care au beneficiat de servicii medicale gratuite. Din toate cele 8.268 de cazuri care s-au prezentat la centrele de permanență din tot județul în luna septembrie, la 26 de pacienți, medicii au constatat că situația este foarte gravă și au solicitat. O ambulanță. 69 de persoane au fost trimise pentru o consultație în ambulatorul de specialitate, iar 25 de pacienți au solicitat adeverințe medicale. Tot din numărul total, aproximativ 6.000 de persoane au avut nevoie doar de administrarea unui tratament. Potrivit statisticii întocmite de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Neamț, medicii de familie de la un centru din zona Roman au avut 101 consultații și au efectuat 291 de tratamente, o parte din medicație fiind acordate chiar persoanelor consultate. Foarte puține solicitări au avut și cei de la centrul de permanență din Dărmănești, din Piatra Neamț, unde au beneficiat de consultații clinice 141 de bolnavi, iar numărul tratamentelor administrate în baza recomandărilor medicale s-a ridicat la 277. Cel mai solicitat centru din mediul urban rămâne cel din Mărăței, cu 413 consultații și cu 451 de tratamente efectuate. Centrele de permanență funcționează în afara programului de lucru al cabinetelor individuale în regim de cameră de gardă. Acestea sunt de servite de doctor care asigură astfel continuitatea asistenței medicale primare.